Bună seara, numele meu este Delia Gavrilă, sunt PR la editura Herald și vă mulțumim că ați ajuns în această seară la lansarea unui audiobook multilingv semnat doamna Elena Liliana Popescu. Îmi permit să spun câteva cuvinte despre dânsa. Este poet, traducător, editor, născută la 20 iulie 1948 în Turnu Măgurele, Telorman, doctor în matematici, profesor la Facultate de Matematică a Universității din București, a publicat peste 40 de volume de poezie și traduceri. Poeziile sunt traduse în engleză, spaniolă, franceză, portugheză, italiană, sârbă, chineză, urdu, olandeză, germană, sardă, catalană, maghiară și latină, publicate în volum și în reviste literare din țară sau din străinătate. Volumul lansat în această seară, Trei poeme din Europa, Three Poems from Europe, conține înregistrarea lecturii în cele 24 de limbi ale Uniunii Europene a poemelor din volumul cu același titlu. Vă dau cuvântul, doamna Popescu. Mulțumim foarte mult că sunteți și de această dată alături de noi, un nou volum de poezii. Eu vă mulțumesc, ar trebui să vorbesc la urmă eu, așa că o să vă prezint invitații. Doamna profesor Anca Irina Ionescu, domnul Dan Mircea Duță, domnul Sorin Popescu, domnul Dan Cristian Popescu, domnul Daniel Pertgău și sunt aici foarte mulți invitați care vor citi în câteva din limbile înregistrate pe acest CD. O să îi prezentăm pe rând. Se va citi în limba engleză, franceză, italiană, suedeză, finlandeză, spaniolă, slovenă, bulgară, portugheză și nu știm ce va mai fi, și cehă, scuze. Așa, și atunci o să dăm cuvântul doamnei Anca Irina Ionescu pentru moment ca să ne spună câteva cuvinte despre poezia care aici este reprezentată acum și într-un volum audio, pentru prima oară. Bună seara, vă mulțumesc că ați venit și că la o oră atât de târzie, la capătul unei zile foarte bogate, vă aflați aici ca să vă regalați cu desertul acestei zile, căci poezia este regina literaturii, nu-i așa? Iar volumul pe care ni-l oferă buna noastră prietenă, doamna doctor în matematică, Elena Liliana Popescu, este într-adevăr o adevărată încântare. Doamna este profesor de matematică și poate ați spune ce legătură are matematica și cu poezia. Matematica și cu poezia au o legătură extraordinară, pentru că gândirea poetică este o gândire matematică. În spatele oricărei poezii se întrevede tabloul unei gândiri cu un anumit ritm, cu o anumită cadență, și aici aș dori să aduc un elogiu acestei poezii deosebite. Poezia feminină, în general, se spune că este mai molatică, mai puțin impresionantă, mai o strofă safică. Ei bine, nu. Poezia colegei și prietenei noastre, doamna Elena Liliana Popescu, este o poezie viguroasă, o poezie robustă, o poezie în care se simte cadența, se simte și matematicianul. Spre deosebire de mulți dintre poeții contemporani care fac mai ales poezie liberă, versul liber, acela care nu are nici ritm, nici rimă, din diverse motive, poate și că este și mai ușor de realizat. Spiritul matematic al autoarei acestui audiobook se vede și aici. Majoritatea poeziilor doamnei realizează niște ritmuri poetice cu totul deosebite, unele rare în poezia românească. Am avut plăcerea să le analizez din acest punct de vedere, eu nefiind poet, dar analizând poezii, și să constat că anumite ritmuri nu se găsesc decât în poezia doamnei. Efortul pe care l-a făcut este cu atât mai demn de remarcat că, așa cum spune chiar autoarea, s-a apucat de scris poezie relativ târziu. Deci este o adevărată vocație. Nu este așa cum spunem că nu e om să nu fi scris o poezie. La adolescență te mai îndrăgostești și scrii 3-4 versuri acolo, că nu e om să nu fi scris o poezie, că lalelele tale, trandafirii tăi s-au ofilit în glastră și așa mai departe. Ei bine, nu.
doamna a simțit nevoia, realmente o nevoie imperioasă să scrie poezie la o vârstă matură. Nu voi spune eu care, pentru că nu-i frumos. Când vorbim de doamne, doamnele sunt numai doamne, nu au vârstă, dar oricum nu la prima tinerețe. Este un caz mai rar, pentru că scriitorii uneori încep prin a scrie poezie, poezia fiind de fapt și prima formă de manifestare a literaturii, și abia după aceea trec la proză. Ei bine, doamna a început ceva mai târziu, dar cu poezia, pentru că aceasta era menirea, aceasta era chemarea și harul divin care s-a întrupat în aceste cuvinte. Și a avut și o idee absolut genială, se pare că este a soțului, și aici iarăși e cazul să spunem că este o situație specială. De obicei, poeziile de dragoste, căci majoritatea poeziilor doamnei sunt poezii de dragoste, poeziile de dragoste sunt scrise de bărbați și dedicate femeilor. Ei bine, aici este o poezie de dragoste dedicată iubirii. Nu neapărat unui bărbat, nu neapărat bărbatului în general, ci este o poezie de dragoste dedicată acestui sentiment care ne unește pe toți și care ne-a dus din comuna primitivă până astăzi și care este iubirea. Iar ceea ce face astăzi aici și ne prezintă aceste trei poeme minunate în toate limbile Uniunii Europene este o inițiativă extraordinară. De ce? Pentru că limba este elementul definitoriu al unui popor, al unei națiuni, chiar și al unui imperiu. Fiecare imperiu a avut o limbă. Imperiul Roman a vorbit latină, Imperiul Britanic a vorbit engleză, Imperiul Țarist a vorbit limba rusă. Deci orice imperiu a avut o anumită limbă. Imperiul Uniunii Europene, care este acum, nu are o limbă, are mai multe limbi, are 24 de limbi. Deci doamna a făcut această idee, această sclipire de a scrie poemele în această limbă multiplă, pentru că eu așa aș numi eu, este o limbă multiplă cu 24 de variante care ne unesc în această țară comună. Și aș dori acum să îl rog pe unul din invitații noștri de onoare aici, domnul profesor Perdigao, care este portughez, dar dacă nu vă spuneam eu că e portughez, nu v-ați fi dat seama, pentru că veți vedea că vorbește mai bine românește decât mine. Mulțumesc că am sugerat să încep cu limba portugheză, pentru că așa cum spunea marele nostru bard Luís Vaz de Camões, Portugal este capul Europei. Așa arăta în hărțile vechi medievale, când Europa era desenată așa oarecum de la vest la est, cu vestul în sus. Vreau să mai spun că datorită acestui poet atât de internațional, care este doamna Elena Liniana Bobescu, am putut cunoaște pe traducătorul acestor poezii în limba mea, care nu este un portughez, este un brazilian, Luciano Maia, care este în versiunea braziliană a limbii portugheze și traducătorul lui Eminescu. Și ca atare, o traducere de calitate care sună la fel de frumos în limba lui Fernando Pessoa ca și în limba lui Eminescu. Aș îndrăzni să-i cer autoarei să mângâne cu mine în canon din acel moment, acel moment. Poate începeți dumneavoastră și traduc eu. Lipa aceea, câteva cuvinte ți-ai spus, doar câteva cuvinte, și ai creat o întreagă istorie, al cărei prezent este deja ieri, așa cum mâine va fi doar trecutul aceluia ce îl va lăsa în urmă, pierdut pentru totdeauna. Algumas palavras te disseste, apenas algumas palavras, e criaste uma história inteira, cujo presente já é ontem, assim como o amanhã será apenas o passado daquele que a deixará para trás, perdido para sempre. Doar um cuvânt, îți spui, doar um cuvânt, și te apropii în drumul tău de nebănuitul pas.
pas spre necunoscut, fără să te sperii de gândul acela care ești și nu ești tu, de clipa aceea în care poți să fii și ești. Apenas uma palavra te dizes, apenas uma palavra e te aproximas do teu caminho, do imponderável passo para o desconhecido, sem te espantares com aquele pensamento de que és e não és tu, com aqueles instantes em que podes ser e és. Înainte de, în primul rând îi mulțumesc atât doamnei profesor Emilia Ileana Popescu, cât și doamnei profesor Anca Irina Ionescu pentru invitația de a vorbi la această lansare. Și nu spun acest lucru întâmplător pentru că, așa cum am mai menționat în ocazia când am avut onoarea și plăcerea să evoluez alături de dânsele în cadrul unei seri literare sau unei lansări, retrăiesc aici cu o întârziere de 20-30 de ani, nu mai știu exact cât, emoțiile din studenție, pentru că ambele doamne profesoare mi-au fost profesoare. Doamna mi-au predat. Doamna profesor Popescu m-a învățat informatică în anul întâi la Facultatea de Matematică, doamna profesor Ionescu m-a învățat literatură cehă mult mai târziu. Și declinările, dar și literatură, în orice caz, dacă, deci de la literatură în principal, de la dumneavoastră am învățat. Eu, pentru mine, o profesiune de credință să-mi declar, pe de o parte, încântarea de a le fi avut drept cantor și pe de altă parte să le rog cu multă întârziere, așa cum am făcut-o și luni la Biblioteca Națională, să mă ierte pentru seminarele chiulite, pentru întârzierile pe care doamna profesor Ionescu mi le calcula la minut. Și pentru așa ceva. Eu mi-aduc aminte și după atâția ani am curajul să mi le și asum. Îndrăznesc să afirm cu privire la poezia doamnei profesor Popescu, dincolo de elementele de ritm și de structură la care s-a referit doamna profesor Anca Irina Ionescu, ceea ce am apreciat și admirat extraordinar și recunosc că eu însumi, ca poet, eu însumi am debutat în poezie foarte târziu, dar ceea ce am învățat la cursul de informatică și de la seminarul de algebră mi-a folosit foarte mult în poezie. Ceea ce am apreciat și am înțeles mult mai bine din poeziile doamnei profesoare decât din cursurile mult de algebră și de matematică, de analiza matematică ale multor profesori de la universitate, este transfigurarea filozofică, poetică a unor categorii matematice ce conțin ele însele aceste noțiuni de filozofie. Ideea infinitului limitat, raportul dintre infinit și infinitezimal, ideea de asimptotă, ideea de a te apropia oricât de mult de un punct sau de o noțiune sau de o idee, de o axă, de o dreaptă, fără să o atingi niciodată. Ideea de număr irațional. Ce înseamnă un număr irațional? Adică un număr ale cărui zecimale se succed fără niciun fel de ordine și fără niciun fel de probabilitate. Pi este un număr irațional, confirm. Sper că nu spun prostii, doamnă profesor. Da, deci pi și e sunt într-adevăr numere iraționale și mai aveau o caracteristică, nu știu cum se cheamă, dar deci era ceva ce aveau numai pi și e, dar nu mai știu exact cum se numesc. E bine, toate aceste noțiuni le-am remarcat și într-o mare măsură le-am învățat din poezia doamnei profesor și în primul rând pentru aceasta, pentru talentul și capacitatea inimitabilă de a transpune aceste idei specific matematice în idei poetice, în idei filozofice, ele însele aceste idei, având un germen de filozofie, merită toată admirația. Doamnă profesor, vă felicit și vă mulțumesc. Vă mulțumesc și ne va citi în limba cehă și atunci o să vă gândiți, oare este român sau este ceh? După cum a vorbit în română, vă dați seama că e român, dar este scriitor de limbă cehă.
se consideră. Așa se consideră. Atâta de vreme ce scriu în limba cehă și public poezie la Praga. Normal. De limbă, nu știu, de expresie precis. Cu privire la asta, am aceleași emoții ca întotdeauna când vorbesc sau citesc în limba cehă în fața doamnei profesor Anca Irina Ionescu. Duță, se spune J, nu RJ. Sper că am învățat, doamnă profesoară, și aștept o notă finală. Stați să citesc, vedem pe urmă. Onen okamžik. Několik slov řekl sis. Jen několik slov. A vytvořil z celé historie, ve kterých přítomnost je již včerejškem, tak jako zítřek bude pouhou minulostí těch, jež odložený v zapomenutí, ztratí se navždy. Jen jedno slovo, říkáš si. Jen jedno slovo a přiblížíš se na svojí cestě nic netušícím krokem k neznámému, aniž by se zděsil oné myšlenky na to, že ty jsi a nejsi ty onoho okamžiku, ve kterém můžeš být a jsi. Tocmai aici, în acest vers la care vă referiți, te apropii, neștiind nimic pe drumul tău, cu un pas care nu știe nimic, este o transpunere sărăcită a ideii de infinit limitat. Da, nota 10 l-a recitat, într-adevăr, foarte bine, excelent. Iar cât despre numărul pi, nu știu dacă știți că o scriitoare poloneză, laureată a Premiului Nobel, a închinat un poem numărului pi. Vedeți? Deci matematica e prezentă peste tot în poezie. Și nu numai în poezie. Nikita Stănescu a închinat un poem ideii de Alep, respectiv gradelor de infinit. Deci Nikita Stănescu a înțeles această idee, că există grade, că există... Vă rog să mă iertați, am temperatură, de aceea nici nu mă apropii prea tare. Vă mulțumesc, o să mănânc cred de acum când o să am de recitat ceva. Într-adevăr, Nikita Stănescu a intuit de la profesorul său Solomon Marcus această idee. Iertați-mă pentru întrerupere. Nu, eu nu vreau să mai spun nimic, vreau să continuăm această seară minunată de poezie și să îl rugăm pe domnul Sorin Popescu să ne spună câteva cuvinte. Bună seara, eu nu voi citi nimic aici în fel de limbă. Noi ne-am ocupat practic de transpunerea în audiobook, putem să-l numim, a cărții cu același nume. A fost o muncă grea, lungă, care a necesitat foarte multe ore și zile în șir în care doamna Popescu a căutat să țină legătura cu toți traducătorii tuturor limbilor. Vă mărturisesc că înregistrările noastre conțin mai multe limbi decât cele pe care le-am publicat astăzi. Astăzi ne-am referit în exclusivitate la limbile oficiale ale Uniunii Europene. Mai avem. Data viitoare vom face un CD sau, mă rog, o colecție de CD-uri cu această carte tradusă într-o 100 de limbi. Mai avem puțin, dar să sperăm că ajungem și acolo. Așa că putem să urăm succes, doamne Popescu. Vă mulțumesc. A fost greu, dar s-a realizat acest audiobook. Consider că este un miracol, pentru că atunci când nu mai credeam, se ivea o înregistrare în limba în care ne lipsea. Și pot să vă spun că a început lucrul la acest audiobook după ce a apărut cartea, deci aceea în 2013, putem să socotim așa, dacă vrem să spunem că au trecut 3 ani în care s-a lucrat. Legat de poezie, sunt niște nuanțe, în sensul că, e adevărat, am publicat târziu poezie, la 46 de ani, dar am scris poezie de la 17 ani, nu de la 5 ani, nu de la 6, deci la o vârstă la care eram studentă în anul întâi, pentru că noi... liceul dura 11 ani, eram dată de 6 ani la școală și la 17 ani, fiind studentă la Facultatea de Matematică, atunci s-a declanșat, să spunem așa, acel resort interior care până la urmă s-a transformat în cuvinte pe hârtie, pe coala albă, am o poezie care spune acest lucru și am avut răbdare să treacă perioada
regimului comunist, casă public, după Revoluția din decembrie, în 1993 o traducere a fost publicată și în 1994 a fost debutul în poezie. De atunci a trecut ceva timp, poeziile s-au adunat, au venit atunci când au vrut ele și am putut să le primesc atunci când am fost în acea stare prielnică în care să poți primi poezia. Este o stare specială atunci când este o necesitate să scrii. Și scrii în măsura în care poți să redai ceea ce se naște undeva pe un tărâm misterios la care pot să aibă acces oamenii când să primești. În măsura în care poți să și redai poezia așa cum a venit ea din acel tărâm misterios, atunci este foarte bine și acolo se manifestă personalitatea poetului și puterea lui de a înțelege și puterea lui de a reda în maniera lui ceea ce a primit. Și în momentul în care scrie la rândul lui, pentru că de fapt în momentul în care scrie deja a primit un dar, trebuie să-l dea mai departe. Asta mi-a spus mie o persoană și am ținut seama de acest lucru prin anii 92 să fi fost. Chiar acum este aici prezentă o invitată din Canada care știe acel moment când un prieten al nostru, un pictor, Eugen Brănescu, a venit în țară și a realizat o expoziție de pictură. El citise poeziile mele și mi-a spus că s-ar potrivi cu maniera lui de reprezentare a lumii lui lăuntrice. În fond, noi reprezentăm în cuvinte o lume lăuntrică. Iar cea mai mare, cea mai grea reprezentare este cea a tăcerii. Și noi, în momentul în care reușim să ne apropiem cât mai mult, fără a putea să o atingem vreodată, exprimarea în cuvânt a tăcerii este, cred că, cea mai grea formă de exprimare a adevărului unic care se află în noi, în fiecare. Și atunci, la acea expoziție, cum rămăsese un panou gol și cum nimic nu e întâmplător, el a considerat, și așa cum erau pe vremea aceea imprimanta, știți, mai lată și cu găurele pe margine, perforațiile respective, a pus acolo poezii de ale mele scrise de el, de mâna lui, de pictor. Le-a scris într-un anumit fel și anumite desene și oamenii, când admirau poezii, picturile lui, se opreau și la acel panou. Și la un moment dat cineva m-a întrebat unde găsim cartea. Ori eu nu publicasem nimic până la acea vârstă, nici măcar nu participasem la cenacluri, nu publicasem în reviste literare, dar poeziile se adunaseră. Și am spus, eu nu am publicat până acum. Și a spus, în momentul în care scrii poezia, nu-ți mai aparține. Trebuie să o dai mai departe. Și asta m-a determinat ca să public și a trecut un timp și în 1994 am publicat primul volum intitulat Ție. De atunci, acest Ție, fiecare îl poate interpreta cum dorește, nimeni nu va greși, pentru că în diversitatea lumii, în acest imens spectacol de diversitatea lumii, fiecare are prilejul, tocmai în asta constă frumusețea acestei lumi, care are prilejul să îi dea interpretarea lui personală. Însă adevărul este unic și fiecare are calea lui de a ajunge la el. Acest lucru se poate întâmpla și prin poezie, pentru că aceste încercări ale noastre, toate sunt, cum am scris undeva, că toate încercările poetice nu sunt decât modalități de a încerca să descrie tăcerea. Și fiecare o face în modul lui. Tocmai paleta aceasta diversă este cea care ne face ca lumea să fie frumoasă, însă înăuntru, fiecare înăuntru lui, poate să descopere acel unu, cum zicem noi în matematică, care de fapt se află în fiecare lucru creat pe această lume și în fiecare ființă creată
și care se manifestă în această lume. Sigur, acela e martorul tuturor și el este creatorul, el este poetul, el este constructorul și noi, fiecare dintre noi, ajungem într-un moment în care să realizăm acest lucru. Și aceasta nu intră în contradicție cu nicio teorie, pentru că toate teoriile, până la urmă, sunt moduri de cercetare personale ale unui adevăr unic. Indiferent de modul în care se face această cercetare, este o experiență și experiența se îmbunătățește în fiecare moment pentru a putea să ne apropiem mai mult, mai mult de acel necunoscut despre care a vorbit atât de frumos domnul Mircea Danduță, fostul meu student. Acum aș vrea ca treptat dintre cei care sunt aici invitați să vină și să citească într-o anumită limbă unul din poemele din carte pe care deși doresc și în ordinea în care doresc. Pentru că este aici aproape de noi, o rog pe doamna Appelquist Osa să citească în limba suedeză. Poftiți, cum să nu? E foarte bine. O să citesc în suedeză clipa aceea. Der ögonblicket. Några ord, sa du dig. Bara några ord. Och du skapade en hel historia, vars nu redan är igår, så som imorgon bara blir död åt den som den lämnar efter sig, förlorad för alltid. Bara ett ord, säger du dig, bara ett ord. Och du närmar dig på din väg av oanade steg mot det okända. Utan att räddas till den tanken som är och inte är du. Det där ögonblicket då du kan vara och är. Merci. Vă mulțumim. Acum domnul Grigol Grigorov va citi în limba bulgară un poem pe care dânsul dorește. Dacă este altul decât clipa aceea, eu îl voi citi în română. Clipa aceea. Spuneați de Skajimne, Skajimne sau nu? Vreți pe acesta? Bine. Clipa aceea. Clipa aceea, dar citiți la microfon. E același poem, din acest motiv nu-l mai citesc în română, decât dacă cumva se schimbă și se citește un altul. Думи казваш на себе си, само няколко думи и си създал цяла история, чието настояще време е вече вчера. Така, както утре ще бъде само миналото на този, който ще го остави зад себе си. Загубено завинаги. Само една дума казваш на себе си. Само една дума и докосваш своя път, неподозирани стъпки към непознатото. Без боязън от противоречивата мисъл, че ти не си ти, че не си този, който може би реално представляваш. Мълчамин. Puteți, n-aveți, deci pregătiți-o. Vedeți aici franceză unde este. Acum avem aici un invitat, adică o invitată, care tot invitat se numește. Doamna Luana Stoica este actriță la Teatrul Evreiesc de Stat, a făcut facultatea de matematică, nu mi-a fost studentă, ca domnul Danduță, de... în anul întâi. Da, și eu am avut impresia că după aceea ați plecat, dar de fapt ați făcut întreaga facultate, de-aia eu vă țineam minte, că, adică nu știam sigur că ați terminat-o, dar acum am aflasem de câteva zile, da. Pentru că a ales un alt poem dintre cele trei, îl voi citi eu în limba română întâi, se numește Când totul se pierde. Ceasul nu s-a oprit, dar orele nu se mai văd marcate pe cadranul timpului, ce stă pe loc, în contemplare. Perspectiva nu s-a pierdut, dar obiectele nu se mai văd delimitate pe întinderea pură a spațiului cel fără de nume. Viața nu s-a sfârșit, dar moartea nu se mai vede la orizont în așteptarea ființei ce se revolta cândva, undeva, în țara uitării.
Totul este la locul lui, ca altădată, deși totul nu mai înseamnă nimic când se pierde în spațiul fără de timp, în timpul fără de spațiu. Quand tout se perd, la montre ne s'est pas arrêtée, mais les heures n'apparaissent plus marquées sur le cadran du temps, qui reste figé en contemplation. La perspective ne s'est pas perdue, mais les objets n'apparaissent plus délimités sur l'étendue pure de l'espace. Saint nom. La vie n'a pas pris fin, mais la mort n'apparaît plus à l'horizon dans l'attente de l'existence qui s'est révoltée autrefois en quelques lieux, dans le pays de l'oubli. Tout est à sa place, comme j'ai dit, bien que tout ne signifie plus rien quand il se perd dans l'espace sans temps. Dans le temps sans espace. Vă mulțumim. În finlandeză, dacă puteți veni. Este domnul, după aceea o să mai citiți și vedem dacă e nevoie. Domnul John? Bjorn. Eu știu cum să scrie. Applepust, scuzați. Da. Și este vorba de care poem? Ca să știu. Citesc Când totul se pierde. Când totul se pierde, atunci nu e nevoie să mai citesc eu. Da. Limba finlandeză, asta înseamnă versiunea robustă, garantată. Ok. Kun kaikki katoaa, kello ei ole seisahtunut, vain tunteja ei enää näy. Merkkinä ajalle, joka on pysähtynyt miettimään. Syvyys ei ole hävinnyt, mutta esineet eivät enää erotu. Nimettömän tilan selkeässä etäisyydessä. Elämä ei ole päättynyt, mutta kuolemaa ei näy enää taivaan rannassa. Odottamassa sitä, joka kapinoi joskus jossain unohduksen maassa. Kaikki on ennallaan, vaikkakin vailla merkitystä. Kadonneena ajattomassa tilassa, tilattomassa ajassa. Mulțumim. Și acum am să rog pe domnul să se prezinte. Știan Božić. Știan Božić, care va citi în limba slovenă. Da. Clipa aceea. Clipa aceea. Nu știu dacă o să mă citesc în română, poate mai venit, dar persoanele care sunt aici au auzit-o. Da. Nekaj besed si si rekel, samo nekaj, in ustvaril zgodbo, katere sedanjost je do danes postala včeraj, kot bo jutri preteklost za drugo zgodbo, ki si jo pustil zadaj, izgubljeno, zavedno. Eno besedo si si rekel, samo eno, in si na svoji poti proti neznanemu, ta nepričakovani korak, svobodno razmišljujoč, kdo si in kdo nisi, tistega trenutka, v katerem lahko postaneš in si ti. Este Don Cristian Popescu. Este fiul meu. Dar face de în spaniolă de data. Nu în română. Este vorba de o poezie care a mai fost citită. Tot clipa aceea. Tot clipa aceea. Acel momento. Unas palabras te dijiste, solo unas palabras y creaste una historia entera cuyo presente. Ya es ayer, igual que mañana, será solo el pasado de quien lo dejará atrás perdido para siempre. Solo una palabra te dices, solo una palabra y te acercas en tu caminar al umbral insospechado de lo desconocido sin que tú asustes. El pensar que eres y no eres tú, al momento en que puedes ser y eres. Mulțumim. Acum, în limba italiană, o invităm pe domnișoara Claudia Hungu. În carte, pregătiți acolo, vedeți, la limba italiană, unde ar putea fi.
Ce vreau să citiți? Când totul se pierde. Când totul se pierde, a fost citită în română? Quando tutto si perde. L'orologio non si è fermato, ma non sembra segnare le ore della sfera del tempo che è trattenuto in contemplazione. La prospettiva non si è perduta, ma gli oggetti non si vedono più, delimitati nell'estensione pura dello spazio, il senza nome. La vita non è finita, ma la morte non si vede più all'orizzonte, aspettare l'essere che si è ribellato un giorno da qualche parte nel paese dell'oblio. Tutto al proprio posto, come prima, anche se tutto non significa più nulla, quando si perde nello spazio senza tempo, nel tempo senza spazio. Just a few and created a story whose present is yesterday by now, just as tomorrow will be passed for another story left behind, lost forever. One word you told yourself, just one, and you are on your way, the unknown, the unexpected step, free to think of who you are and are not, of that instant in which you can become and be you. O să încercăm să citim și în limba polonă, o limbă cu inflexiuni deosebite, pentru că are vocale nazale, să vedem dacă le auziți și dumneavoastră, dacă reușesc eu să le pronunț suficient de bine ca dumneavoastră să le auziți. Tamta chwila. Kilka słów, powiedziałeś sobie, wystarczyło kilka słów i stworzyłeś całą historię, której teraźniejszość już wczorajsza. Tak samo jak jutro będzie tylko przyszłością kogoś, zostawionego w tyle, straconego na zawsze. Tylko jedno słowo mówisz, tylko jedno słowo, a podchodzisz swoimi krokami do nieoczekiwanego progu, świata nieznanego, bez lęku przed myśleniem, że jesteś i nie jesteś, w chwili, kiedy możesz być i jesteś. Mulțumim. O să citim acum în engleză ceva și pentru că să aveți timp să vă pregătiți. În română, prima. Acum o să citim o poezie, a treia poezie pe care nu am citit-o. Care va fi citită și în engleză și dacă în măsura în care, nu știu, să vedem dacă se va mai citi într-o altă limbă. Poate că în limba bulgară, ca pregătise. Poezia se intitulează Spune-mi. Nu ai crezut că poți învinge doar atunci când, renunțând la orice armă, vei lupta cu propria imagine pentru eliberarea ta. Tell me. You never believed you could win by giving up weapons and would find your freedom only by fighting your own image. Nu te vei mai putea privi în oglinzile care să te arate slab sau trufaș, neînfricat sau laș după dorință. You will no longer look at yourself in mirrors that show you weak or arrogant, brave or coward when you wish it. Ți s-a mai spus, dar nu ai crezut. You heard that before,
but never believed it. În țara fără de oglinzi, care-ți va mai fi chipul? Te vei întreba atunci, încă o dată, și vei afla, dacă vei lăsa răspunsul să vină de la sine. What can your image be in a mirror? Tree? You will ask yourself again and will find out only if you let the answer come by itself. Ce vei avea de pierdut când căutarea va fi singura realitate posibilă? What can you lose when the only possible reality is your quest? Care este drumul? Se întreabă cel care merge fără să știe pe singurul drum pe care poate să ajungă. Which way to go? The traveler asks. Unaware, it is the only road to follow. Unde să ajungă, dacă el este deja acolo, chiar dacă nu poate încă să știe că este câștigătorul. And where to go if he is already there, even if he doesn't know yet who will win? Ce competiție este mai de temut decât aceea în care tu ești singurul concurent îndârjit? What competition is more feared than when you are the only stubborn player? Dar cum mai poți lupta când adversarul poartă drept amuletă doar chipul tău? But how can you keep fighting when your opponent wears only your image as his lucky charm? Alungă toate speranțele, ți s-a spus, pentru a putea să speri cu adevărat. Abandon all hope, you are told, so you really can hope. Dar spune-mi, la ce mai este bună speranța pentru cel care are deja totul? Sau cunoașterea drumului de întoarcere pentru cel care a ajuns? But tell me, what good is hope for one who had everything or knows the way back when he has already arrived? Încheia cu o altă traducere citită de domnul Mircea Danduță în slovacă. Te rog, Ami, několko slov v ravracích v duchu, iba několko slov a postavil si celé dějiny, ich dnešok je už včerajškom tak, ako sa zajtrajšok stane minulosťou toho, kto ho zanechá vo večnom zabudnutí. Iba jedno slovo vravíš si v duchu, iba jedno slovo a mimovoľne mieríš do neznáma, nevyľaká ťa myšlienka na to, kto si alebo nie si, ani okamih, v ktorom dokážeš existovať asi. Mulțumim pentru prezență. Aș vrea să mulțumesc tuturor traducătorilor, tuturor celor care au citit poemele și s-au făcut aceste înregistrări în lectura lor. Fără ei, fără... Am scris, acum mi-e mai greu să vorbesc pentru că sunt câțiva aici, alții sunt în alte țări. Fără ei, fără entuziasmul lor, fără generozitatea lor, fără competența lor, această carte nu ar fi fost posibil să apară. Și acest audiobook, deci această carte audio, care reflectă și reprezintă o parte traducerile, versiunile care au apărut în cartea inițială. Aș vrea să vă spun că poate acea speranță și, sigur, se poate, nu pun problema asta, acea afirmație pe care a făcut-o că s-ar putea să realizăm această carte, să crească și în număr de traduceri, vreau să vă spun ceva care este chiar posibil. Este posibil pentru că între timp, de la aceste 42 de limbi din cartea 3 poeme din Europa, între timp s-au mai făcut niște traduceri, acum sunt 49 de traduceri și noi avem deja înregistrate 35 sau 36 dintre ele. Sigur, este posibil ca într-un anumit timp să putem reedita cartea în a doua ediție cu 3 poeme din Europa
în 50 de limbi și să fie după aceea exprimate printr-un audiobook în a doua versiune, un audiobook dublu, care să poată să cuprindă în el toate lecturile. Deci acest mesaj de iubire, pentru că orice mesaj prin care se exprimă poezia nu poate fi decât de iubire, o iubire care este mult cuprinzătoare, aș putea spune, și aș vrea să vă spun un lucru pe care nu l-am spus de la început. Ideea publicării unui volum multilingv a avut-o soțul meu, mare matematician al acestei țări și un om de o aleasă cultură, iubitor de poezie, pe care unii dintre cei care sunt aici l-au cunoscut și care m-a... Această frumoasă idee pe care a avut-o să public un volum multilingv s-a materializat, s-a concretizat prin publicarea în 2009 a unei cărți care se numește Dacă, un singur poem, un poem scurt care de fapt a fost tradus în 41 de limbi împreună cu româna, deci în prima ediție în 42 de limbi. Ei, acel poem între timp a mai fost tradus și acum, în a doua ediție, poate fi publicat în 80 de limbi. Aceasta a fost, să spunem că fiecare lucru, fiecare ființă, toți au o istorie. Așa s-a întâmplat cu acel poem. După care a fost publicată această carte. E adevărat că ea s-a publicat după plecarea în altă lume, poate mai bună, cum zicem noi, însă sunt convinsă că și de acolo de unde este cu noi, prezența lui și prin această idee care a fructificat. O altă carte pe care am publicat-o relativ recent, adică anul trecut, se numește Dacă ai ști, cuprinde 22 de poeme în 29 de limbi. Și acum acest audiobook, pentru că în momentul în care vezi pe o carte o frumusețe de scrieri, de caractere specifice atâtor limbi diferite între ele și cu diacritice diferite, și e frumos să le vezi, dar e și mai frumos să le auzi. Și atunci m-am gândit, fiind un volum multilingv, într-adevăr, el ar fi bine să fie un volum audio. Și mulțumesc foarte mult. Deci, pe de o parte, traducătorilor, tuturor oamenilor care m-au ajutat într-o formă sau alta, pentru că nu neapărat până când am putut să realizăm o înregistrare, ne-a ajutat cineva să ajungem la o persoană care a putut să citească aici, pentru că traducătorul era mai greu să ne trimită, sau chiar dacă ne-au trimis, nu toate erau bine realizate tehnic. Deci aici a fost ca o operă de calitate, pentru că a fost un proiect de suflet și au participat foarte mulți oameni. Am încercat să-i numesc pe mulți dintre ei. E posibil pe unii să nu fi reușit, dar trebuie să am grijă ca fiecare om care m-a ajutat în acest demers poetic să fie menționat.